Sfârșit tragic pentru un tânăr de 21 de ani din comuna Ionești, județul Vâlcea. Acesta a murit strivit sub un mal de pământ. Tânărul săpa o fântână alături de mai mulți muncitori în momentul în care solul nisipos s-a surpat, iar tânărul a rămas blocat la o adâncime de 12 metri. Vecinii au sunat disperați la 112. Mai multe echipaje de pompieri de la ISU Vâlcea au venit de urgență la fața locului. Operațiunea de salvare a fost îngreunată de instabilitatea solului nisipos. Pompierii au încercat mai întâi să sape cu un buldo-excavator adus de la primărie, apoi au folosit tuburi și panouri pentru a consolida pământul. Abia după 6 ore de eforturi, pompierii au reușit să ajungă la tânărul prins sub malul de pământ, însă a fost prea târziu. Medicii nu au putut decât să declare decesul.